Astra a reușit să întrerupă un șir de 9 meciuri în care Gaz Metan nu pierduse în campionat și a învins încă o dată echipa din Mediaș, după victoria cu 1-0 din cupă. Meciul a început însă surprinzător și în minutul 12 cele câteva sute de spectatori de pe Marin Anastasovici au asistat la primul gol înscris de Gaz Metan Mediaș. A fost o pătrundere pe partea dreaptă a extremei Roberto Romeo, care a pasat înapoi și Buda a înscris. Astra a revenit imediat și a fost rândul lui Marcovi să greșească, iar Azalde scăpa din marcaj a deschis scorul cu o lovitură de cap frumos plasată. Era minutul 14 și Astra a rămas în atac, iar în minutul 33 arbitrul acordă o lovitură mai rară pe terenurile de fotbal, indirectă de la 7 metri, transformată de Budescu, care a șutat formal în colțul lung. După pauză, mediașenii s-au arătat periculoși, îndeosebi în fazele fixe, și mai ratează de câteva ori, având ocazia să egaleze în minutul 63 prin Marcovici, apoi în minutul 71 prin Cristian But. Astra ratează la rândul său ocazii mari prin William și Azalde și stabilește scorul final în minutul 78, după un șut înșelător trimis de pe partea dreaptă de Gabriel Enache. Astra Gaz Metan Media, scor final 3-1 după un meci care menține echipa noastră pe locul 2 în clasament.